Am revenit și continuăm să discutăm. L-am auzit și pe Adimutu, n-a fost și Emers, a fost doar Adimutu până la urmă. Destul de misterios ai remarcat și tu, Zaga, apropo de suspendarea sau nesuspendarea lui Dugan Zici. Dar hai să mergem să-l auzim pe Gabi Tamaș. A jucat un meci amical, Progresul Sparta, că a bătut pe Concordia Chiajna. L-ascultăm pe Gabi. N-ai stare acasă? N-am avut niciodată. Da, am jucat un meci. E greu, vă dați seama că e perioada de pregătire, am avut câte două antrenamente pe zi. E mai complicat așa, simt? Nu, complicat. Mai complicat pentru jucătorii ăștia de la Liga, doar că nu știu atât de bine, comparativ cu Liga 2. Mă obișnuiesc cu ei, am mai jucat în Liga 2 și la Ucluj. Dar e perioada de pregătire, cum știți prea bine, e una solicitantă. Una peste alta am transpirat, ne-am făcut antrenamentul. Și acum mergem acasă. Ai surprins pe toată lumea cu mutarea ta aici de la Voluntari, spuneau că te vor în Liga 1. N-am surprins pe nimeni. Eu am luat decizia pe care știu eu că era cea mai corectă și cea mai bună pentru mine. În paralel, mai faci școala de antrenor sau faci ceva? De ce ai auzit ceva? Nu știu, te întreb. Veți vedea. Pregătești? Eu nu fac în Moldova. Nu, aici, dar durează asta, că trebuie să te normal. Pregătești din timp. Normal că durează. De unde știți că nu m-am pregătit din timp? Păi poate o să aveți o surpriză. Nu știu, se pare normal, cât mai repede. Ce taci? Păi, da, am terminat. Nu, dar se pare normal ce se întâmplă. Nu știu, jucător de talia voastră. Nu vreau să comentez, dar legile trebuie să fie pentru toți. Păi, stați puțin și dumneavoastră, dacă vreți să vă apucați de școala de antrenor sau de nu știu ce, nu trebuie să urmați pașii respectivi. Din timp, adică. Din timp. Mourinho a avut vreun beneficiu? Păi nu știu, că n-am citit. Nu am citit legea, dar legea ar trebui să fie pentru toți. Bine, noi că am jucat, să spunem, peste nu știu câte meciuri la echipa națională și am făcut ceva în fotbalul românesc, poate avem, nu știu, vreun beneficiu ceva sau vreun ajutor din partea lor, dar cred că există din partea celor de la federație așa ceva. Nu am intrat în amănunte și nu vreau, pur și simplu nu mă interesează, mi-am făcut facultatea. Am baculat, mi-am făcut facultatea, mi-am terminat facultatea de sport. Ceea ce am urmat pașii care trebuie să fie urmați, nu? Dar te vezi antrenor? Păi nici jucător nu mă mai vedeați acum 2-3 ani. Și acum uite că am 39 și încă mai joc. Cât ți-ai mai propus să mai joci? Nu știu. Aș vrea să le fac pe toate. Vreau să fac și școala de antrenor și să-mi iau și licențele. Aș vrea să fac și un management pe fotbal. După care mă voi lăsa și voi alege decizia corectă. Mai durează înseamnă până te lași. Păi bineînțeles că poate să prind și durează și licențele, nu? Așa că vreo 5-6 ani nu mai joc. Să mai prind și tu un euro. Să sperăm că prinde echipa națională în euro, nu eu. Ca jucător, nu cred că e foarte greu să mai prind eu un euro. Ție din afară asta, cum s-a părut ce s-a dat banii la euro? N-am cum să nu te întreb lucrul ăsta. Mie... Și pe mine m-a luat prin surprindere, sincer. Nu credeam că un jucător de fotbal ar putea să facă așa ceva. Zic că este prea mult pentru fotbal, pentru că ca și cum nu respecti meseria. Nu e vorba de gest, că și pe mine m-au dat unii afară, m-au luat înapoi, m-au mai dat afară, m-au mai trimis nu știu unde. Dar nu, n-aș putea să-mi permit să fac un gest așa cum a făcut el. Treaba lui, trebuie să-și asume ce a făcut. Îmi pare rău pentru el că era un jucător bun, calități. Păcat că alege să facă aceste gesturi. Vai, mulțumim! Gabi Tamaș, un personaj, indiferent unde joacă, ce va face de acum încolo, rămâne întotdeauna un personaj al fotbalului românesc și un fundaș care ar fi putut să facă mult, mult mai multe decât a făcut. Oricum are o carieră impresionantă. Jucat în Spania, jucat în Turcia, jucat în Anglia și putea să o facă cu mai mult succes.
Franța, da, nu mai zici. A câștigat trofee cu Dinamo, într-o perioadă frumoasă. A fost cu echipier, nu? Da, da, da. El cu tine sau tu cu el? Cum? El cu tine totuși. Amândoi, unul cu celălalt. Te înțelegeai bine cu el? Da, nu aveam nici fel de probleme. A vreun șpriț, a spus împreună? Bă, mai rar. Nu prindeai lotul, mai rar. Nu mă califică. Era selecția. Nu ducea Tamaș. Era selecția. Da. Da, era o vreme când puncta și Danciu la capitolul ăsta. Da. Ai văzut ce a zis Gabi? Că s-a terminat meciul, duș și acasă. Da? Hai să vedem și Petrica în direct. Eu vorbeam și cu... Tot meciul, Tamaș și celălalt Stănică, fundașul central. Sper total să mulțumit de cum s-au desfășurat lucrurile. Mai puțin de rezultat. Am pierdut 1-0, dar nu e asta important. Important e să fie sănătos, să-și facă antrenamentul bun. Tamaș... Încă rezistă, încă duce. Rezistă, da, dar sunt foarte mulțumit de el. Și la antrenamente e primul, lucrează foarte bine, la meci l-ați văzut vioara întâi. Fii liderul din teren? V-am spus, tot timpul îmi doresc să fie sănătos și el și ceilalți jucători. Ce este el liderul din teren pe care aveai? Păi se pare că da, se pare că da. Pe mine mă ajută foarte mult ca antrenor. Ce sentimente te-au trecut pe terenul ăsta? Ce amintiri îți vine? Asta vorbeam cu băieții înainte. Noi ne antrenam acolo pe terenul 6, pe 6, da, tot timpul. Amintiri. Da, amintiri frumoase. Vă dați seama, am jucat 5 ani la Steaua, am reușit să câștig trofee. Aici am dat cu nasul de cupele europene, de Champions League, de Cupa UEFA, cum era odată. Amintiri frumoase. Dar ai iubit, da, să te întorci antrenor în Ghencea? Nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată. Sunt tânăr, normal că toată lumea își dorește și eu la fel să antrenez echipele mari. Dar ai vedea FCSB-ul să joace în Ghencea? Sau ar trebui lăsați? Ar trebui lăsați, bineînțeles, de ce să nu joace? Acum nu știu care e rivalitatea între ei, dar normal trebuie să... Nu trebuie... Nu știu, nu vreau să intru în amănuntele astea, dar merită să joace și nu mai FCSB și celelalte echipe. Poate jucăm și noi. Nu știu, poate joacă și altă echipă. E normal. Mersi. Da. Am revenit, am ascultat și pe Eugen Trica, antrenorul celor de la Concordia Chiajna. Și speră să poată să prindă play-off. Da, se bat și ei la play-off și... E mai complicat. Ce condiții spun că au? Condiții foarte bune. Au schimbat și gazonul acum chiar? Au schimbat, dar deocamdată e... În Superliga. E în conservare, ca să zic așa. Iarba e în proces de creștere. Am tot trecut pe lângă stadion, joacă pe al doilea. Crește mai greu decât am întâmplat. Dar Poli Iași, transferuri, Voituș, Itu, foarte bune, mișcări bune de tot. Interesanți. La Buzău am văzut o știre interesantă și chiar am propuse să vorbim. Că s-au dus, Relu Stoian și cu băieții s-au dus să joace fotbal prin centrul orașului să promoveze Ziua Unirii, că au aflat și Relu Stoian vorbea despre faptul că tot Buzău se simte foarte, foarte mândru de faptul că în drumul spre București, de la Focșani, Alexandru Ioan Cuza a înoptat, a mas în Buzău. Știai că a dormit în Buzău? Uite, Relu Stoian știa. Da, acțiuni drăguțe menite să promoveze și fotbalul și istoria. Bun, știi ce mi s-a părut foarte interesant? Vorbeam cu domnii care am onoarea să colaborez la realizarea acestei emisiuni, și Alex și Lucian, și vorbeam despre cei de la CFR, apropo de faptul că s-au remarcat în prima etapă, și vă spunem, atenție, e o statistică așa, legată de primul 11 și media de înălțime a celor de la CFR. Avem înălțimea jucătorilor în dreptul lor și te întreb de ce sunt cea mai bună echipă la fazele fixe. Că am văzut efectiv o echipă cu talie. Paradoxal, cei mai mici sunt fundași. Da, și poate să scadă această medie. Dacă odată cu intra lui Camora, și 79. Camora și Deac. Dar lipsind Deac, da, vedem o echipă cu jucători de peste 1,80 m și spune ceva pentru felul în care își alege și își construiește echipă solidă. Da. Echipă clar că vezi la mijloc, în sus, n-ai niciun jucător de creativitate la CFR, nu? Doar acest Krasnici care a venit acum, am văzut că e din altă aluat, poate să facă mai multe lucruri. Dar altfel, mijlocul lui CFR, când am văzut echipa de start cu Boateng, Muhar și Zvec, ne-am dat seama clar ce va urma, da? Ce joc pregătește, nu CFR, da? Clar, joc pressing agresiv, da? Intrări dure, la minge câștigate, dueluri 1-1. Asta spun, foarte bun la dueluri 1-1. Era imposibil cu acest mijloc. Da, asta e Petrescu, el a jucătorii așa cum vrea echipă de forță.
Da, da. Chiar Tădanciu vreau să-l aud. E greu să-i ții față. Plus că e o echipă experimentată, o echipă care atunci când marchează e foarte greu să mai primească gol. În puține momente mai cedează, eu știu, scorul pe tabela de marcaj. Pregătesc foarte bine fazele fixe, se apropie foarte bine și pe faza defensivă, la faze fixe. Cred că e echipa care primește cele mai puține goluri. Știi ce, Danciu, interesant? Dacă privim această echipă, fără Camora, nu știu cine mai e din formația aceea de acum câțiva ani a CFR-ului, care juca în primăvara europeană. Care Burcă, doar Burcă. Burcă e singur. Adică ideea pe Dan Petrescu are și cred că Manea. Și să transforme echipa, da? A reconstruit. Nu mai aproape nimeni din aceea. Da, asta înseamnă să-i dai... Și în continuare, adică la același nivel... Să-i dai mână liberă antrenorului care, uite, aduce jucători exact pe stilul de joc pe care el și-l dorește să-l implementeze la echipă. Dar totuși, să nu uităm, totuși aduc niște jucători buni, le dau niște salarii destul de bune față pentru și de fotbalul mai mult, românesc. Dacă s-ar putea, dar nu la federație. Corect. Va avea meci cu Lazio la mijlocul lui februarie și la sfârșitul lui februarie. Am văzut-o pe Lazio aseară. N-am văzut meciul aseară. Nu vreau să merge rău Lazio. Sunt sigur că l-am văzut.